ce se întâmplă la nivelul țării și de modul cum sunt afectați efectiv românii de pe urma acestei guvernări. Guvernare care observăm că pe zi ce trece este din ce în ce mai slabă. Constatăm că USL este efectiv incapabil să guverneze. Venim la o putere pe o majoritate, spun dumnealor, covârșitoare de 70%, dar noi nu trebuie să uităm că, de fapt, acel 70% a provenit dintr-o redistribuire, dar pe o prezență la vot de 42%, dacă nu greșesc, asta înseamnă maxim 28% din populația cu drept de vot a României a votat PSD și PNL la un loc. Ceea ce nu este extraordinar de mult vis-a-vis de dacă ar trebui să discutăm despre legitimitatea efectivă a acestui guvern, care se laudă cu acest procent colosal pe care l-a obținut. Deci chiar dacă au venit, așa cum spun dumnealor, pe un procent foarte mare, noi efectiv constatăm că dumnealor guvernează doar pentru baronilor locali, 40-50 de baroni locali ai PNL-ului și ai PSD-ului, în scopul, bineînțeles, asigurării resurselor financiare ale lor, pentru perpetuarea lor la putere și, bineînțeles, împotriva intereselor majorității românilor, care știm cu toții că o duc din ce în ce mai greu. După anul 2012, anul de grație, anul victoriei USL, am văzut un an 2013 pe care noi putem numi anul dezmățului pe bani publici. Și asta pentru că am asistat în această perioadă la un mod nemai întâlnit, aș putea spune, vis-a-vis de cheltuieli nesăbuite efectuate. Am asistat la o risipă a fondurilor publice pentru tot felul de contracte dedicate în special clientelei de partid, a clientelei baronilor locali. Bineînțeles, toate astea făcute în detrimentul sacrificiilor făcute de milioane de români, în special bugetari și pensionari, care în timpul crizei, în perioada 2008-2011, au făcut niște sacrificii, dar este clar că acestea au fost în zadar. Sub această guvernare, România a devenit un stat anormal. Și asta o spun pentru că, așa cum vedem din declarațiile celor aflați la putere, economia a crescut cu 2 puncte procentuale, dar pe de altă parte, statisticile arată efectiv altceva, arată că încasările la buget au scăzut dramatic.